Bună seara tuturor și mă bucur că m-ați invitat în emisiune. Da, și noi știu că v-ați făcut timp și noi ne bucurăm că v-ați făcut timp, că sunteți la o reuniune. Cum s-ar numi? Deci sunteți, știu că dumneavoastră ați lucrat și pentru Casa Regală, că aveți o colaborare acolo, sunteți designerul oficial sau care e colaborarea cu președinția? Instituția prezidențială a apelat la serviciile mele în ce-l privește pe domnul Iohannis, iar eu am dat curs acestei invitații cu mare bucurie și cu mare onoare, pentru că cred că oamenii din lumea politică ar trebui să apeleze mai des la, din punct de vedere vestimentar, la părerea unor specialiști. Și mă refer aici în mod special la bărbați. Domnul Iohannis este un început, sper să fie ca și în alte, cu alte ocazii, să fie cel care dă tonul unei schimbări. Și mă refer aici nu doar la ceea ce fac eu, mă refer să fim cu toți implicați, toți designerii din România, pentru că România are o mare capacitate creativă, mai ales în domeniul vestimentar. Și cred că poate fi o schimbare de imagine foarte bună, poate chiar a clasei politice și inclusiv vestimentară. Deci costumele pe care le poartă deja sau le va purta președintele vor fi croite de casa dumneavoastră, înțeleg? Cel puțin o parte dintre ele, în principiu cele în care domnul președinte, cele pe care domnul președinte le va purta în situațiile și cu ocaziile oficiale. Aha, deci costumele de așa cum spunea doamna, cineva din o doamnă din studio mai devreme, nu, îmi pare rău că nu am Laura Chiriac, da. Față, nu știu, da, doamna Chiriac, domnul președinte are o înălțime apreciabilă, mi se întâmplă rar să mă uit de jos în sus la o persoană, având în vedere că și eu am un 86 și poate că și din acest punct de vedere domnul președinte a preferat să apeleze la serviciile mele. Permiteți-mi să vă și felicit, pentru că, sigur, domnul președinte are o statură impunătoare, dar hainele îi vin foarte bine. Atât domniei sale, cât și doamnei Iohannis. Mă număr printre cei care se uită cu bucurie și cu încântare din punct de vedere vestimentar la cuplul nostru prezidențial. Vă mulțumesc foarte mult. În ce privește pe doamna Iohannis, trebuie din spirit de colegialitate să subliniez că nu sunt singurul responsabil, mai sunt alți doi designeri și lucrul ăsta este foarte important. Sper să în timp să ni se alăture și alții, pentru că până la urmă fiecare designer are propriul lui mod de a vedea lucrurile. Dacă ele corespund de imaginii prezidențiale, fie ea partea feminină sau masculină, eu cred că lucrul ăsta nu poate să ducă decât la ceva bun. Da, domnul Căutiș vrea să vă întrebe ceva, jurnalistul Alexandru Căutiș. Bună seara, domnul Ciucu. Aș vrea să vă întreb cum decurge relația dumneavoastră cu președintele și cu doamna Iohannis atunci când trebuie să alegeți o anumită ținută sau să o faceți ca la podul pentru o anumită ținută. Vine serviciul de protocol și vă spune, iată, acesta e evenimentul, dați-ne o idee, sau vine din start și vă spun, uite, o să meargă la Vatican, trebuie pe negru, trebuie taior, nu știu de care, mai știu eu ce. Adică veniți dumneavoastră cu un studiu de fezabilitate? Înainte de toate, calapoadele se folosesc în cizmărie, ora, nu știu, în croitorie. Dar, mă scuzați, ceea ce vreți mai fost de mult la întrebați este de fapt dacă ne spune cineva care sunt cutumele care trebuie respectate. Da, despre asta e vorba. Până acum n-a fost nevoie și cel mai greu examen, să spun, a fost Vaticanul. Sunt lucruri pe care un designer care ajunge în poziția asta sau în situația de a se ocupa de vestimentația unui președinte sau unei soții de președinte, trebuie să le știe. Dacă nu le știe, trebuie să le studieze. Pentru că, până la urmă, sunt lucruri pe care și le asumă inclusiv personal. Adică își asumă un posibil scandal de imagine dacă ceva nu iese bine.
Deci răspunsul la întrebarea noastră este nu. Nu a venit nimeni din partea președintii să spună aici face așa, aici face așa, aici face așa, pentru că probabil și-au asumat faptul că sunt profesionist și eu și ceilalți designeri care mai lucrează pentru președinție. Da, știți cum se spune, am văzut, tot studiind presa, am văzut la un moment dat că se spune despre ținutele sau comentariile de pe forum de la televizor că ținutele doamnei Iohannis sunt chiar mai îndrăznețe decât ar prevedea protocolul oficial în astfel de situații. Sunteți de aceeași părere? Uite, să vă spun un lucru acum foarte interesant. Am studiat presa internațională online. Și am văzut reacțiile presei din afară, să spunem presei italiene, la ținutele pe care doamna, soția primului ministru, le poartă în diferite ocazii, mai ales într-o vizită la Vatican. În general, presa, am observat, este mult mai acidă și mult mai pedepsește mult mai dur micile, să spunem, extravagante, decât o face instituția bisericii, cea care de fapt a pus bazele acestor rigori vestimentare. Cred că există niște limite în care o ținută trebuie să se încadreze, niște limite ale decenței, care evident, dacă cineva vrea cu tot din adinsul, poate să găsească nod în papură și să aibă în finalul știre. Dar majoritatea discuțiilor despre în zona asta sunt, din punctul meu de vedere, nefondate din punct de vedere stilistic. Domnule Ciucu, aș mai vrea o întrebare, dacă nu vă supărați. Văd pe burtieră că este titrat că Iohannis este primul președinte care are un designer, apelează la serviciile unui designer. Din cunoștințele dumneavoastră, sunteți într-o lume în care bănuiesc că se și se află. Aș vrea să înainte de toate, este mult spus în cazul domnului președinte că apelează la serviciile unui designer, pentru că lumea politică, așa cum spuneam și în interviul din evenimentul zilei, plaja în care poți să creezi costume în zona asta politicului este foarte, foarte restrânsă. Adică rămâi în niște culori foarte clasice, bleu marin până la negru trecând prin gri și cam atât. Dar important este să te concentrezi pe croi și pe modul în care alegi modelul astfel încât să avantajeze cel mai bine persoana în cauză. Dar din ce știți dumneavoastră, și alți președinți au apelat la serviciile unui designer? Adică s-ar putea să nu fie primul președinte. Poate că și domnul Iliescu, nu știu. Domnul Iliescu nu avea un designer, știu că avea un croitor care provenea din Apasa, de unde, să spunem, au fost așa o pepinieră de cei mai buni croitori din țara asta. De dumnealui știu sigur, pentru că îl cunoșteam pe acest om, un croitor foarte bun, de altfel pot să-i spun numele domnul Bogdea. Dar de ceilalți președinți nu am cunoștință, păi, nici să fi apelat la cineva, nici să fi fost interesat în domeniul ăsta. Da, ultima chestiune, știu, mai delicat, sunteți într-o relație contractuală, totuși, înțeleg, cu administrația prezidențială, nu? De maniera asta să desfășoară lucrurile, sau cu familia domnului? Sunt confidențiale, nu aș putea să vă dau. Dar nu vă întreb, Doamne ferește, nu vă întreb de câți bani sunt, nu vă întrebam dacă e o relație cu familia domnului președinte sau cu administrația prezidențială, asta era întrebarea. Să spunem că este mai mult în zona personală. Ok. Dar apropo tot de chestia personală, am înțeles că sunt personalizate, adică pe costumele respective e trecut numele președintelui. În cazul în care o să-i rămână nici costumele astea președintelui, nu le poate da altcuiva. Că scrie pe ele. Toate costumele pe care le fac eu sunt personalizate cu numele clientului. Presa, evident că a speculat așa, într-un mod frumos, nu pot să neg acest detaliu. Toate costumele care se fac în atelierele Ciucu sunt personalizate cu numele întreg al clientului. Și câteodată cu titlul pe care respectivul client îl are, mă refer aici în mod special la capetele încoronate. Mulțumesc tare mult, domnule Ciucu, felicitări pentru ce faceți și